Un urs a fost filmat într-o casă din județul Vrancea, în timp ce mânca cireșe într-un copac. Animalul a intrat în orașul Roșcar din comuna Dumitrești și a urcat într-o cireșă, apoi a început să mănânce fructele. Câinii s-au simțit și au început să latre, dar ursul nu a fost deranjat. În plus, el a continuat să mănânce cireșe și când localnicii și poliția au adunat că au încercat să le alunge. La un moment dat, ursul a coborât din copac și s-a întors în pădure. Editor VM.